Dragi telespectatori, suntem la o emisiune Puterea Rugăciunii, o emisiune specială pentru că l-avem împreună cu noi pe fratele pastor Adrian Cristea, pastor la Biserica Ales, la Centrul Creștin Caleb din Cluj-Napoca. Frate Adrian, mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația să fiți la o emisiune Puterea Rugăciunii. Ca întotdeauna. Nu e prima dată când sunteți prezent la o emisiune Puterea Rugăciunii, dar de data aceasta cred că veți avea lucruri poate mai noi și mai profunde de împărtășit. Această înregistrare este după o emisiune în direct pe care ați făcut-o împreună cu soțul meu și efectiv am fost uimită de modul în care revelația cuvântului și prin Duhul Domnului a curs prin dumneavoastră și chiar au fost niște elemente pe care le-ați spus în emisiune în direct legată de viața de credință, de nivele de maturitate spirituală și spuneați că din aceste nivele de maturitate spirituală în fond curge și viața noastră de rugăciune. Și pentru că suntem la emisiune despre rugăciune, aș vrea să vă provoc să împărtășiți cu noi gânduri în această dimensiune, a nivelelor de rugăciune care pot fi atinse de copiii Domnului. Dar în primul rând, întâi de toate, aș vrea să vă rog să spuneți două cuvinte despre noastră. Da, vorbesc mai puțin despre mine, de obicei, pentru că e important ce purtăm, e important împărăția lui Dumnezeu în noi și prin noi. Eu sunt un om simplu, un om accesibil și cam atât. A zis noastră cu ce mă ocup și de unde vin. În rest, eu cred că ceea ce conținem și ceea ce purtăm e cel mai important, pentru că Dumnezeu poate lua pe oricine, de oriunde. Și vedem de atâtea ori în istoria Scripturii și a lui Israel și nu numai, oameni obișnuiți, chemați să facă lucruri neobișnuite. Asta e Dumnezeul nostru. Chiar pe cei mai mici dintre cei mai mici îi poate lua și să facă lucruri mari. Dumnezeu mi-a zis odată, Adi, eu și cu tine suntem majoritatea și de tine n-am nevoie. Nu în sensul că nu suntem importanți pentru El, dar El se descurcă. Este deja o încurajare pentru cei care ne urmăresc, pentru că dacă Domnul și cu fiecare dintre noi e majoritar, în situații, în circumstanțele în care suntem, înseamnă că putem avea o viață de biruință continuă, dacă am înțelege exact cine e cu noi, cine e în noi. Revenind acum la aceste gânduri legate de nivele de rugăciune, povestiți-ne. Cred că viața de rugăciune crește odată cu umblarea noastră cu Dumnezeu. Așa. Și eu cred că rugăciunea emite foarte bine nivelul nostru spiritual. Cred că sunt mai multe niveluri, chiar dacă se împletesc pe alocuri, e bine să le delimităm ca să creștem, ca să avem mai multă eficiență. Și eu am detectat câteva niveluri și dacă doriți le pot împărtăși cu dumneavoastră. Da, chiar cu mare... Cred că primul nivel este nivelul de bebeluș spiritual. Un bebeluș, aveți o nepoțică de vreo două zile, să vă trăiască și să fie binecuvântată. Ce face un bebeluș? Cere. Tot ce știe este să ceară. Și primul nivel este cereri. Și plângem. Cereri și plângem. Și cam ăsta e primul nivel. Însă și la primul nivel, Apostolul Pavel ne îndeamnă în Filipeni 4:6, zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru să aduceți cererile voastre. Gândiți-vă cât ne îngrijorăm când ne rugăm. Direct, din îngrijorare ne rugăm și aia transmitem în lumea spirituală. Dar dacă avem credință, chiar la nivelul de cereri, zice că pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile și gândurile. În Hristos Iisus, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Deci, cei mai mulți se roagă cereri. Și e ok. Într-o vreme, țin minte că puneam așa presiune pe grupul de rugăciune, ziceam că ei trebuie să fie luptători, însă Dumnezeu mi-a zis, Adi, trebuie să ai grijă că unii sunt copii spiritual. Și trebuie să-i lasă să aibă o copilărie fericită, spirituală. Cam asta e, adolescență fericită, spirituală, dar nu trebuie să rămânem acolo. Deci este nivelul de cereri, pe urmă ar fi nivelul de pocăință. Un copil nu se pocăiește, că un copil e egoist. Și nici n-are revelația. Copilul numit micul tiran. Micul tiran, pentru că el cere, lui se cuvine totul și cam aia e. Dar ajungem la nivelul de pocăință, unde nu ne mai bazăm pe noi înșine, ne săturăm de noi înșine și de cererile noastre și vrem mai mult. Deci este un nivel în care începem să fim mai responsabili. Când ne pocăim, ne asumăm că putem greși
ne asumăm că nevoile noastre nu sunt cele mai importante de pe planetă. Este un nivel superior celui de cereri. Cred că începem să-i vedem și pe cei din jurul nostru la nivelul acesta, pentru că atunci te vezi totuși cum ești, ce minusuri ai. Da, și nici n-a zice doar aspectul negativ, că vedem minusuri, vedem că avem limite. Da. Și vedem că trebuie să creștem. Pocăință înseamnă pentru mine și faptul că mintea noastră se schimbă mereu, Duhul nostru crește mereu, zice că Daniel avea un duh înalt. Înalt. Cum înalt? Adică a tot crescut. A tot crescut și asta e pocăință. Noi ne pocăim de imprecizii și de faptul că suntem pe lângă uneori. Sfânt înseamnă pus deoparte, dar pentru mulți pe lângă, doar pe lângă. Ne trebuie să fim unde trebuie, nu doar puși deoparte, nu doar pe lângă, nu doar la o parte, trebuie să fim puși în Dumnezeu. Și aș merge la nivelul 3, care mi se pare un nivel grozav și vedem pe Iisus operând foarte mult în nivelul ăla, rugându-se, este nivelul de proclamare. Proclamare. Și nu poți să proclam decât ceva ce ai asimilat. Și atunci trebuie acolo să asimilezi bine cuvântul lui Dumnezeu și bine planul lui Dumnezeu pentru tine. Când noi citim cuvântul, suntem la întâlniri de învățătură, la emisiuni de genul ăsta, creștem și percepem tot mai tare că Dumnezeu are un plan cu noi. Și în planul lui suntem puternici. Pentru că planul lui nu-l dărâmă nimeni. Iisus, umblând în planul lui Dumnezeu, a știut că nu-l pot omorâ cu pietre, deși urlau de mânie în sinagoga din Nazaret, Luca, capitolul 4, au vrut să-l omoare, urlau de mânie și zice că a trecut prin mijlocul lor. Pavel, apostolul Pavel, era într-o furtună cumplită de au crezut că mor, au aruncat merindele, au aruncat uneltele corăbiei, au zis gata, murim. Și un înger al lui Dumnezeu îi se arată, zice, Pavele, planul lui Dumnezeu cu tine nu-i gata. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și până nu stai acolo nu-i gata. De-aia Dumnezeu ți-i dă pe toți în mâna ta. Și aia s-a întâmplat. S-au întâmplat lucruri miraculoase acolo cu viața lui Pavel și cu cei ce erau în corabie. Până acolo că au crezut niște lucruri abstracte. Pavel stă în picioare, după 2 săptămâni în care n-au mâncat, erau deziluzionați și primul lucru pe care îl spune, zice, fiți cu inimă veselă. Păi, cum să fim cu inimă veselă? Și pe urmă le dă de mâncare la oameni care n-au mâncat 2 săptămâni. Și au mâncat, pe urmă le mai spune ceva. Zice, nu se va pierde nimic decât corabia. Adică corabia în care stăm. Da, aia se pierde. Și ca să scăpăm toți, zice căpitanului, taie bărcile de salvare, care erau singurul mijloc de scăpare al lor de acolo. În plan uman, în mintea oamenilor, deci, da. Din punct de vedere logic, uman, au mers împotriva cursului, dar au crezut toți ce a zis Pavel. Atâta putere e în planul lui Dumnezeu. Deci când ai planul lui Dumnezeu în tine, îl lansezi, are putere. De-aia eu cred că mijlocitorii, oamenii maturi spiritual, ei percep planul lui Dumnezeu și se roagă asta în rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, care totdeauna e bună, plăcută și desăvârșită. Roman 12, primele versete. Deci, nivelul de proclamare, trebuie să știi cuvântul, să înțelegi cuvântul Rema, care are putere, nu doar Logos, nu doar cuvântul scris, că și diavolul a citat cuvântul exact, în pustie. Exact, asta vreau să vă întreb, că poate mulți zic, ok, Pavel a făcut lucrurile acestea grozave în corabie, uite, sunt și eu într-o situație dificilă, fac și eu ca Pavel, merg împotriva curentului, dar dacă nu spune Domnul să faci niște lucruri, poți să eșuezi lamentabil. De-aia trebuie să-L auzim, să-L auzim pe Dumnezeu. Și ce auzim, aia spunem. Aia era viața Domnului Iisus. El nu spune decât ce-l aud pe Tatăl spunând. Dacă Tatăl nu zice nimic, nici eu nu zic nimic. Și atunci noi ne ascuțim auzul, ne reglăm tot mai tare să auzim bine, să percepem bine și planul lui are putere, cuvântul lui are putere. Vedeți, revoluțiile, reformele, totdeauna au avut o declarație, o declarație de credință, care au schimbat legile țării, Constituția țării, chiar dacă a fost cazul. Și asta se întâmplă în spirit, în lumea spirituală, când noi percepem ce vrea Dumnezeu și lansăm aia, are putere. Vedem rugăciunea Domnului Iisus în Ioan 17. Da. Cum începe? Tata a sosit ceasul. Adică a perceput. A perceput că a sosit ceasul și când a rostit aia s-a întâmplat ceva. Vedem pe Neemia. În Neemia, capitolul 2, citind cărțile lui Moise, se roagă în funcție de ce a înțeles din cărțile lui Moise. Și ce spune acolo? Ne-ai zis tu robului tău Moise, că dacă ne întoarcem în inima noastră, oriunde am fi,
tu ne vei întoarce în țara promisă? Și aia se întâmplă în timpul lui. Neemia, capitolul 7. Daniel, capitolul 9. Citea cartea Ieremia, a înțeles că s-au împlinit cei 70 de ani de robie babiloniană și pe urmă se întoarce către Dumnezeu cu post și rugăciune. De ce trebuia post și rugăciune la Daniel? Nu era Dumnezeu suveran și dacă el a hotărât 70 de ani de robie, Dumnezeu să facă totul mai departe? Poate explicați un pic. De ce nevoia? Postul nu e o activitate din asta în care să ne lăudăm noi. Să ne arătăm noi mușchii cât de tare ne-a jertfit, că nici o jertfă nu locuiește pe cea a Domnului Iisus. Dar postul e o ascuțire a simțurilor noastre. Și noi percepem mai bine când postim, noi trecem de nevoile fizice și sufletești și intrăm, ne ascuțim mai tare, ne dăm mai tare cuvântului lui Dumnezeu, planului său și atunci ele devin mai puternice în noi. Deci postul ascute rugăciunea, nu-i jertfa noastră. Chiar dacă se numește zile de jertfă, Iisus zice că aflăm în zi doar la urmă, după 40 de zile. Când am mulțit pâinile a doua oară, n-au mâncat 3 zile. Și un copil care avea, cred că avea pachetelul cu 5 pâini și 2 peștișori, a fost gata să-l dea. Atât de tare i-a atins cuvântul lui Dumnezeu acolo. Deci postul este ascuțirea simțurilor, te hrănești cu cuvântul, Luca 4:4, orice om, când Iisus a postit aia, zice satane, orice om trăiește cu orice cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu. Deci un cuvânt rema, un cuvânt viu, un cuvânt înțeles. Daniel a înțeles cartea Ieremia și când se roagă aia, eu cred că el pregătește terenul pentru Ezra și Neemia. Ca să se împlinească planul lui Dumnezeu mai departe. Dar am o întrebare acum. Daniel în capitolul 9 se și pocăiește de păcatele comise de părinții neamului, de popor în fond. El era pus deoparte, era un om care trăia în captivitate, de tânăr, n-a apucat să fie parte la închinarea idolatră comisă în Israel de părinții lui. Și totuși se pocăiește de lucrurile acestea. A fost nevoie de pocăința lui Daniel ca Dumnezeu să-și pună în mișcare planul lui de izbăvire a Israelului din captivitate? Asta e o întrebare care cred că pe mulți... Atingeți un alt nivel al rugăciunii pe care vreau să-l menționez. După proclamare, mai sunt 3 niveluri pe care eu le percep. Unul este luptă și război spiritual, luptă care personală, Timotee, luptă-te, lupta cea bună a credinței, și război spiritual care e o dimensiune colectivă, corporativă, care include biserica, include generale ai credinței. Război nu declară oricine. Oricine iese în stradă, declară război, se și întâmplă. Vorbim acum metaforic. Da. Dar dacă un șef de stat declară război, e război. Dacă un om de unul singur iese în stradă, declară război, dacă declară prea tare, se poate să ajungă la spital, la anumită secție de psihiatrie. Deci, război e o dimensiune colectivă, lupta e o dimensiune personală. Și aici, nivelul ăsta presupune echipare, presupune a cunoaște cine ești. Vedeți când dracii din Efes, provocați să iasă de fii de preot, ce spun? Ce spun fiilor lui ceva? Pe Pavel îl știm, pe Iisus îl știm, dar pe voi nu vă știm. Deci nu știau cine sunt. Asta era marea problemă. Când știi cine ești, în Hristos, nu te clatin în credință și în autoritate. Deci trebuie să știi cine ești, trebuie să ai armura, Efeseni 6, trebuie să ai antrenament, că degeaba ai sabie dacă nu știi mânui. Exact. Dacă oamenii nu știu mânui cuvântul, se taie cu el, că unii se condamnă cu cuvântul. Deci ai nevoie de echipare, ai nevoie de antrenament, ai nevoie să știi cine ești și ai nevoie să fii într-un cadru sănătos, ca un militar care are o cazarmă, are disciplină, are elementele astea. Ca să mă gândeam că sunt mulți care poate sunt genul de luptător singuratic. Nu-i vremea avem din de... ăștia cu spirit de independență care dar nu-i sănătos nu înțeleg autoritatea. Da. Autoritatea funcționează dacă e sub autoritate. Vedem asta în Luca 7, sutașul spune și eu sunt sub stăpânire și am alții, avea 100, de-aia era sutaș, sub stăpânirea mea, zic unea, du-te și se duce, vino și vine și Iisus îl laudă, spune așa ceva, n-am văzut în tot Israelul. Apropo de credință. Apropo de subordonarea lui, deci dacă noi stăm sub autoritate și asta înseamnă smerenie adevărată, conectare, asta înseamnă că nu reduci lucrarea lui Dumnezeu la tine însuți, lucrarea lui e mai mare.
avem nevoie de dumneavoastră, aveți nevoie de noi. Vedeți, stăm împreună acum ca să vedem ceva mai măreț. Amin. Deci ăsta e alt nivel și nivelul pe care l-ați menționat cu Daniel, identificându-se cu păcatele, cu poporul, nu cu păcatele poporului, cu poporul. Da. Ăsta e nivelul de mijlocire. Da. Eu cred că mijlocirea este slujba unei gărzi de corp. Ce face o gardă de corp? Un bodyguard. Ia el glonțul. Se pune la mijloc. Asta e mijlocire. Te pui la mijloc și vedem asta în cartea Estera. Da. Estera își pune viața în joc pentru că chiar dacă ea a fost aleasă să fie împărăteasă, după legea Medo-Persană, n-avea voie să intre la împărat. Uh-huh. Dacă nu era chemată și venea, putea să moară. Și cere întregului popor să postească 3 zile ca Domnul să dea favoare, să se roage. Și așa intră la Ahasveros, care când o vede, dă favoare, zice, Estero, și jumătate din împărăție, dacă vrei, îți dau. Și asta se întâmplă prin mijlocirea ei, ea salvează tot poporul. Ea se pune între Ahasveros și popor ca să scape poporul, pentru că Naman cerea legi să fie ucis poporul. Haman. Dar Naman era căpetenia oștirii Siriei, 2 împărați 5. Alt exemplu e Daniel pe care l-ați dat, alt exemplu e Moise, care zice, Doamne, în Exodul 33, când poporul face vițelul de aur, dacă nimicești pe ei, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Deci o rugăciune absolut îngrozitoare de copleșitoare. Când Dumnezeu vine la Moise prima dată, Exodul 3:10 spune, am auzit strigătul poporului meu din Egipt și eu, Domnul, m-am pogorât să îl izbăvesc. Versetul 11, imediat după aia Moise zice, dar cine-s eu? Cine-s eu să izbăvesc pe poporul tău? Dar cine te-a întrebat, Moise? Eu te anunțam, eu, Domnul, că vin să-l izbăvesc. Și Moise acolo se gândea la el, la cine el, mai târziu, când e modelat de prezența lui Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu, inima lui Dumnezeu intră în el și gata să se sacrifice și spune că Dumnezeu îl provoacă, îl testează, spune, eu mor pe toți și din tine fac un neam mare și un nume mare. Cum s-ar traduce în zilele noastre, un vorbitor mare și un network mare. Și zice, nu vreau aia, nu-i nimici pe ei, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții și vă dau un exemplu și mai tare decât ăsta. Dacă vă vine să credeți, este unul și mai și. Apostolul Pavel în cartea Romani zice, de dragul celor din neamul meu, și asta e nou legământ, sunt gata să fiu fără Hristos anatema, numai să fie ei mântuiți. Asta e, pentru mine, asta e un nivel de mijlocire peste orice imaginație. Și asta e inima lui Dumnezeu, asta face Domnul Iisus pentru noi. S-a făcut păcat, cel care n-a cunoscut păcat, ca noi toți să fim mântuiți. Ăsta e nivelul de mijlocire în care noi ne identificăm cu persoanele pentru care ne rugăm. Noi simțim cu ei, ne transpunem, ne pasă, în locul lor. Ne pasă de ei. Ne pasă de ei. Să fie pierdut. Așa se schimbă o țară, așa se schimbă oamenii pentru care ne rugăm. Când noi nu ne rugăm detașat, așa teoretic, o rugăciune seacă și teoretică, ci una de implicare totală, de angajament. O rugăciune a inimii trebuie să fie asta. Nu emoțională, ci a inimii, a inimii lui Dumnezeu. Care e peste noi. Care e diferită de rugăciunea emoțională, care poate, ni se pare că fiind poate zgomotoasă, cu cuvinte multe, dar inima noastră este totuși mai departe de focul luptelor. Așa cred că este rugăciunea multor mame pentru copiilor. Pentru că mamele chiar simt pentru copiilor și ar face orice ca să-i știe. Parcă mântuiți. Mi-ați anticipat gândurile, că am vrut să spun exemplul ăsta. O mamă se sacrifică pentru copil. Este o rugăciune de mijlocire. Mai este denumită rugăciunea de mijlocire și rugăciunea care naște, într-un fel, implică mult travaliu, adică multă zdrobire, multă lupta sufletului, de fapt, ca să vezi că lucrurile după voia Dumnezeu ies la lumină și prin contur. Dumnezeu ar putea să facă toate lucrurile astea fără noi și totuși a ales să lucreze în parteneriat cu omul. Asta este unul din miracolele care poate la mintea noastră complet nu se suie, dar e realitatea în care noi funcționăm ca și trupa lui Hristos, ca și copiii lui Dumnezeu. Pentru că noi avem șansa aici, în viața asta, să testăm și să probăm că suntem ca El. Că în ceruri nu va mai fi diavol, nu va mai fi boală,
Dar aici noi avem posibilitatea să schimbăm lucruri prin puterea Lui, așa prin chemarea Lui. Asta e fantastic. De aia, în loc să ne plângem, în loc să fim agenți constatatori, sunt mulți reporteri spirituali care merg și constată cum stau lucrurile, noi trebuie să fim agenți ai schimbării. Adică să nu constatăm lucrurile negative, ci să constatăm ceea ce face Dumnezeu. Asta e un lucru bun, că Dumnezeu se mișcă și lucrează cu mare putere, chiar în vremuri de întuneric mare pe care noi le experimentăm acum. Mai este această dimensiune a rugăciunii din Revelație, apropo de ca voia Dumnezeu să vină pe pământ. Ne puteți spune în 2 minute câte ceva despre asta? Asta ar fi la nivelul 3. Rugăciunea de proclamare, poți proclama ceva ce ai văzut. Nu poți proclama ceva ce nu ai văzut. Da. De-aia trebuie să fii un vizionar, trebuie să ai un grad de maturitate să poți proclama lucruri. Vedeți, inventatorii au văzut o pasăre, au văzut un avion și l-au făcut. Au văzut un telefon, computer și l-au făcut. Deci trebuie să vezi. Până nu vezi, nu poți naște ceva ce nu vezi. Vedem pe patriarhul Iacov, unchiul lui Laban, socrul lui, îi spune... Când pleacă, îți dau simbrie, că i-a slujit 14 ani, 7 ani pentru Lea, 7 ani pentru Rahela. Deci îți dau simbrie oile pestrițe, că n-avea niciuna pestriță. Evreii știau cum erau stau bun lucrurile. Negociatori, da. Bun negociatori. Și foarte interesant că Domnul putea să facă oi pestrițe pentru Iacov, dar îi dă o strategie. Ce du-te și când beau oile apă la jgheab, taie sălcii în mod pestriț și pune-le în fața ochilor lor. Și când nasc, când au născut, ele uitându-se la sălcile alea pestrițe, au născut mie pestrițe. Că omul ce vede, aia va naște. De-aia revelațiile definesc ce vom fi. Ce vom fi și ce vom face. Vorba dumneavoastră foarte tare. Că ce vedem aceea... De-aia dacă nu vezi în lumea spirituală, Apostolul Pavel, în una din cele mai mature biserici, care a putea să vorbească de omul matur, cele 5 slujiri, a schimbat societatea, biserica din Efes, de două ori, Efeseni 1 cu 17 și în Efeseni 3 se roagă să li se deschidă ochii. Asta ar trebui să fie rugăciunea noastră continuă, ca să avem înțelegerea revelată a lucrurilor, pentru că altfel ne rugăm din revelație decât din informație. Vedeți că învățătura îți dă material de rugăciune, cuvântul înțeles îți dă material de rugăciune, închinarea vie îți dă material de rugăciune, că noi ne rugăm ce am perceput din ceruri. Amin. Dacă ne rugăm aia, cei de acolo are putere. Da. Și atunci vine cerul pe pământ. Mai spuneați de ultimele nivele? Ar mai fi un nivel. Da, sau ultimul, da. Ăsta e un nivel care sper că nu-i înțeles doar emoțional. Cel mai înalt nivel de rugăciune e nivelul de adorare. Este nivelul unde nu mai ceri, nu mai lupți, nu mai vezi nimic, nu că astea nu sunt importante, toate sunt importante, dar ajungi la un nivel de așa maturitate încât nu poți decât să-L adori pe El. Și Apostolul Pavel când spune de nivelul cel mai înalt de maturitate, Ioan, zice, vă scriu copilașilor, vă scriu tinerilor, vă scriu părinților. Și vă scriu părinților că ați cunoscut, zice, pe Cel ce este de la început. Pe Cel ce este de la început. Și ăsta e nivelul în care David, cred că îi dădea glorie lui Dumnezeu oriunde. Oriunde. Are psalm pe când fugea de cutare. Are psalm pe când vrăjmașul îl copleșa. Și îl adora pe Dumnezeu în contextul ăla. Deci asta pentru mine, Pavel face asta. În Fapte 16, când laudă pe Dumnezeu. Zice că ei cântau cântări de laudă. El cu Sila, nu cu Deasila, că nu l-a pus nimeni. El cu Sila. Da. Cântau cântări de laudă cu mâinile și picioarele îmbutuci cu răni. Erau răniți, că temnicerul le-a spălat rănile. În final, deci erau răniți și el lăuda pe Dumnezeu. Deci asta e un nivel în care Dumnezeu intervine. Vedem pe timpul lui Iosafat că au pus pe cântăreți să cânte cântări de laudă când au venit 3 popoare, 3 armate. Moment de panică totală pentru copleșitoare pentru ei. Numai una din ele era mai mare cu mult decât Israelul și ei pun cântăreți în fruntea oștirii. De la cuvântul Domnului au făcut asta. Cuvântul Domnului cu 3 capitole înainte a trimis leviți să învețe oamenii căile închinării și înainte de bătălie, în templu, Duhul lui Dumnezeu a venit peste unul din proroci și le-a zis, doar lăudați pe Domnul și timp de 3 zile pe urmă au strâns prada. Asta este o armă de luptă fantastică. Dacă e făcută bine. Dacă e făcută bine și dacă e făcută
Nu, cum să zic, din știind că ar putea funcționa, ci din inimă. Foarte înțelept. Da? Și din nivelul ăla de consistență, de substanță, știți că oamenii cântă emoțional. Unii înțeleg lauda că îi cântăm, domnule, o cântare mai ritmată. Dar nu e aia lauda. Lauda e că atât de tare te bucuri de Dumnezeu de nu mai poți. E așa de tare te bucuri de Dumnezeu că uiți dor de el, de durere. Mi-amintesc când băiatul meu are 22 de ani acum, e mare, matur. Da. Mi-amintesc când era micuț, socrul meu l-a dus în parcul de joacă. Și nu știu ce termen aveți pe aici, că știu că în anumite locuri zice leagă, în altele, la noi zicem hintă. Și pe aici. Hintă. Da. 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 Okay. Și se dădea pe hintă și cumva a căzut și l-a lovit în cap și a venit cu capul umflat, cu plângea de nu mai putea. Și Dumnezeu mi-a dat o idee. Se dă o jucărie nouă pe care n-am mai văzut-o. Și i-am dat o jucărie pe care, când a primit jucăria aia, a uitat că doare. Râdea și plângea. Și m-am gândit, wow, așa e și Dumnezeu. Când noi descoperim din Dumnezeu lucruri noi, că El nu-i jucăria noastră, păstrăm proporțiile exemplului, când descoperim lucruri noi din Dumnezeu, e un extaz, o bucurie de uiți de dureri. Uiți Dumnezeu de dureri. Este infinit, îl putem descoperi mereu și mereu, tot mai profund. Deci nicia va fi, da? Doar cu El, nu cu, da, diavolul, nu cu lucrare. Și noi acum pe pământ suntem în această călătorie și ne îndreptăm spre veșnicia cu Dumnezeu. Suntem, poate, bine ar fi să fim înțelepți și să intrăm în acest nivel de revelație a cine este Dumnezeu încă de pe acum, cât de mult se poate. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Fiul Lui pe care L-a trimis în lume. Ioan 17:3. Rugăciunea de la cina Domnului, a Domnului Iisus. În contextul ăla le vorbește de Mângâietorul, de Duhul Sfânt, de faptul că ei vor fi una, de faptul că le va mai face cunoscut numele Lui. Versetul ăla e foarte interesant. Ioan 17:26. Le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face. Păi m-am gândit, pe numele Lui spui 6 nume, Jehova Rafa, Jehova Ire. Cum li-l voi mai face? Că descoperi mereu mai mult din Dumnezeu. Da. De aia când ne rugăm în numele Lui, chiar am avut recent o revelație, oamenii își pun nume. Își pun nume, își pun porecle. Da. Păcatul dă identitate oamenilor, situațiile dau identitate oamenilor și de aia Iisus ne dă numele Lui să șteargă toate numele alea. Când noi ne rugăm în numele Lui, noi anulăm numele date de diavol, de situații, de noi și noi nouă ne dăm nume. Când zicem prostule sau suntem ucigași cu noi înșine. Și atunci numele Lui șterge orice alt nume și ne dă putere. Ne dă identitatea aia din care când ne rugăm e putere. Vedeți, un ofițer de poliție, dacă te oprește în trafic, are autoritate să te oprească. Indiferent că el e slab, indiferent că a avut o zi proastă, dacă el este sub autoritatea departamentului de poliție, are dreptul să te oprească. Apropo de exemplu ăsta, mă gândeam că un astfel de om e conștient de identitatea lui, da, și când nu este în uniformă neapărat pentru ceilalți și în viața lui privată își păstrează identitatea. Da. Mă gândesc la noi ca și creștini, ar trebui să fim conștienți de identitatea în Hristos pe care o avem tot timpul, continuu, nu doar când ne simțim pe val, ci și atunci când suntem în vale, și atunci când ne este greu, și atunci când suntem confruntați cu situații limită, trebuie să știm cine suntem în Hristos, continuu. S-a fost un test foarte mare în pandemie, pentru că oamenii n-au mai avut lucrare, n-au mai avut entertainment, da, n-au mai avut ce face, dar au rămas cine sunt. Asta... Da, frate Adi, mulțumesc tare mult pentru această înregistrare. O emisiune specială, cu mare drag. Puterea rugăciunii. Sper că și Domnul să vă dea mulțumire în continuare în slujire și în umblarea cu Dumnezeu. Dragi spectatori, aceasta a fost o ediție specială a emisiunii Puterea rugăciunii, în care s-a vorbit, frate Adi ne-a vorbit despre aceste nivele de rugăciune care sunt esențiale în viețile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze!